Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din Eurotrack, cariera voastră preferată, real life, single player. Bă, știți foarte bine, cariera cu voi este momentan pe pauză, nu știu ce o să facem cu ea, pentru că oricum ultimile episoade nu prea v-au plăcut, de bea dacă am strâns 100 de vizualizări. Revenim însă în cariera voastră și a mea preferată de single player. Astăzi ne găsim, băieți, cu o cursă de 394 de kilometri, dar stați puțin că eu am dat pe convoaie pe aici, văd, o să închid și eu convoiul ăsta. Am căutat cursă, băi, și de asta a rămas convoiul pornit. O secundică ca să mi se închidă convoiul și putem să continuăm treaba. Dacă ne uităm pe hartă, o să vedeți că avem o cursă de 393 de kilometri acum. Mai devreme erau 394, nu știu, nu a dispărut un kilometru. A furat cineva un kilometru, băi. Știți că ultima dată am rămas noi în Actau și am găsit o cursă destul de interesantă, băi, până la Garabogaz. Mamă, ce denumire au. Până la Garabogaz, undeva foarte jos. Este foarte aproape după de Turkmenbashi și Turkmenbashi ar fi, cred că, o destinație bună pentru noi, dacă mă întrebați. Problema e că nu văd service aici. E o problemă mare de tot, băieți, pentru că nu văd service nici în Turkmenbashi. Și nu știu cum o să putem noi dormi, cum putem găsi curse, habar n-am. Deci următorul episod o să fie mare problemă. Suntem tot cu Mercedes-ul, băieți, și astăzi o să avem iarăși un episod în care o să discutăm, o să... Alo! Unde a dispărut mapa? Ne suntem din nou cu Mercedes-ul, băieți. Sunt din nou la treabă cu merțanul nostru. Sper să vă placă în continuare acest Mercedes, însă o să vorbim și despre el, și despre viitorul camion și așa mai departe. Hai să ieșim noi prima dată de aici, din acest șantier, că e un șantier în lucru aici. Nu știu cum i-au pus ăștia remorca, foarte ciudat au pus-o ei aici. O întoarcem așa, cam în loc. Cam în loc o întoarcem. Să ne asigurăm și noi în stânga. Credeam că vin, sunteți oprite acolo, what? Aveam impresia că vin după mine, că se mișcă, adică. Am văzut, băieți, că mi-a spus în rubrica de comentarii la ultimele episoade să nu mai punem pisică, adică alții au spus pune pisică că e mai interesant, nu e așa plictisitor în interior și așa mai departe, dar ați spus, mulți dintre voi ați spus nu pune pisică, zai, că nu vrem pisică. Vrem femei noi. Hai că trebuie să-i acord prioritate. Vrem femei, avem femei acolo, băieți. Aș mai pune una aici pe scaunul ăsta în locul la laptop. Ce zici? Vreți laptopul sau mai punem o femeie aici în spate? Ia spuneți în comentarii să vă părerea voastră. Din păcate, băieți, când se blochează comentariile, când blochează cei de la YouTube comentariile, eronat, am mai discutat despre chestia asta, blochează comentariile aiurea și nu doar mie, la mai mulți youtuberi, dacă nu le dau vizibile în termen de maximum o oră, două, ele se șterg, băieți. Și după ce dau permite să apară comentariile, l-am atins, mă, l-am atins, băgam i-aș picioarele. Deci dacă nu sunt atent, sunt atent mai mult la ce spun decât la condus. Dacă nu le dau permite la comentarii că să fie vizibile în termen de o oră, maximum două, ele o să dispară, băieți, o să fie șterse automat de către YouTube. Deci nu eu vi le șterg, YouTube-ul le șterge, băieți, și v-aș ruga să reintrați pe clip și să lăsați din nou un comentariu acolo dacă vi-l vedeți șters. Spuneți-i ceva de dulce YouTube-ului. Glumesc, evident, că după chiar că ne blochează comentariile de acum non-stop. Dar, băieți, problema asta văd că tot persistă, tot persistă și nu-și mai revine YouTube-ul ăsta. Nu știu ce se întâmplă cu el, dar în loc să facă chestii productive, adică să fie totul în regulă, să îmbunătățească totul, e mai mult strică din câte vedeți. Că probabil, cum vorbeam și cu Florin, parcă, un abonat al canalului, pentru cei care nu-l știu, cum zicea și el, s-ar putea să fi dat update la botul care se ocupă de comentarii sau ceva de genul și el a să fi o ia razna pur și simplu, adică nu știu, poate a pus ei un cuvânt acolo, botul sau nu știu ce, și poate mai mulți youtuberi folosim acel cuvânt sau acea frază, habar nu am, băi, ce se întâmplă, pentru că e foarte ciudat cum aproape la fiecare videoclip, nu la aproape, cam la toate, îmi sunt blocate comentariile și nu aveam problema asta înainte, adică setările au rămas la fel, eu n-am umblat la setări. Conținutul e la fel, jocurile mare parte sunt la fel, adică nu avem nimic care să zici să ne blocheze comentariile. Eu am vorbit cu cei de la YouTube, dar sunt cam căpoși, să zic așa, și nu prea înțeleg ei la ce mă refer eu. Ei zic că tot o să respect regulile comunității. Ce regulile comunității să respect omul meu, că sunt respectate alea? Mie mi se blochează comentariile după ce dau start la episod, după ce îl public. Dacă mi-ați lăsat, spre exemplu, dacă postez episodul și mi-a lăsat, nu știu, primul care dă comentarii de obicei e Iani, să zic așa. Dacă mi-a lăsat Iani primul comentariu, deja m-a băgat pe lista neagră cei de la YouTube și mi-au blocat comentariile. E incredibil așa ceva. La foarte multe episoade, băieți, cei care ați dat comentarii printre primii, să știți că nu mai sunt comentariile, au dispărut pur și simplu pentru că n-am apucat să dau permite la comentarii. Nu v-am zis, în decurs de o oră, maximum două, și au dispărut.
De asta vă zic, dacă sunt comentariile blocate când intrați voi pe clip, încercați să reintrați peste jumătate de oră, o oră. Și dacă cumva vă intrați pe videoclip după ce ați lăsat comentariu și nu vă vedeți comentariul acolo, vă rog să mai lăsați un comentariu, 2-3 acolo. Dar cum am zis și eu în ultimul episod, dacă nu mă înșel, să spamați acolo în rubrica de comentarii, vă rog să nu spamați emojiuri sau prostii și așa mai departe, chestii din astea mai... Înțelegeți-vă la ce mă refer, că am văzut pe cineva acolo că i-am zis eu să spamez și a spamat de niște emojiuri de mă durea cap. Mi se urca sângele la cap. Adică, în limita bunului simț, spamați în sensul să discutăm acolo în comentarii ce vorbim noi în acest episod, ce propuneri mai aveți voi și așa mai departe, nu emojiuri, aiurea sau nu mai știu eu ce. Adică, comentarii normale, băieți, și de obraz. Nu, comentarii din alea nerușinate, ca să nu... Dar nu vreau să spun mai mult de atât, că după chiar că mă taxează ăștia. Da, mă rog. În rest, băieți, am făcut un episod. Acum nu știu când postez eu episodul ăsta, sincer. Cred că ieri am făcut episodul, l-am postat de fapt ieri. Cel în care am prezentat noile update-uri, noile noutățile, să zic așa. Ce a venit noua versiune 1.48 pe Eurotrack. Și cu ce o să vină versiunea 2.66, dacă nu mă înșel, pe promoți. Ați văzut acolo, cei care ați văzut videoclipul de pe canal, evident. Dacă nu l-ați văzut, v-aș recomanda să vă uitați, pentru că v-am prezentat acolo în mare parte toate noutățile posibile și din Eurotrack-ul normal de la cei de la SCS și din promoți. Deci n-aveți ce să pierdeți, pentru că am zis ceva că o să fie un update și pe România. Deci dacă sunteți curioși ce update o să vină pe România, intrați pe acel episod, băieți. Și uitați-vă la până la final ca să vedeți despre ce este vorba. Și nu doar în România, mai multe chestii. Dar nu vreau să dau detalii, spoilere și așa mai departe, pentru că vă las să vedeți episodul. Cei care nu l-ați văzut, cei care l-ați văzut deja știți cu siguranță. Și ceea ce aș vrea să mai spun în plus față de ce am spus acolo, e o chestie pe care am omis-o, oricum nu știam la momentul când am filmat eu episodul. Am aflat după și am vrut să mai fac o continuare, dar am zis că las așa și am lăsat un comentariu între timp la acel episod. Nu știu cât din voi l-ați văzut. Dar o să fie un nou DLC, băieți, pe Eurotrack, este vorba de West Balkans. Balcanii de Vest o să vină cu un DLC. Deci Balcanii de Vest o să fie un DLC care o să trebuiască să fie cumpărat extra. Nu o să fie o adăugire pur și simplu care o să vină cu noul update. Nu. Trebuie să vă cumpărați acel DLC și acel DLC o să vină, nu știu, cu cât de curând. Probabil foarte curând din câte am văzut eu acolo. Nu m-am uitat la o dată exactă unde s-ar preconiza lansarea. Dar am văzut că deja este băgat pe Steam, un fel de precomandă, să zic așa, adică cine vrea să și-l bage acolo în wishlist, să zic așa, în dorințe, în lista de dorințe, o poate face și când o să apară. Acum sunt curios și de prețul pe care o să-l aibă, că dacă o să aibă un preț din ăla extravagant de vreo 80-90-100 de lei, sincer, o să stea mult cu el pe stoc. Că nu cred că foarte multă lume o să și-l cumpere, mai ales probabil o să și-l cumpere oamenii din Bosnia, Macedonia și ce mai e pe acolo, nu știu, Serbia, nu știu, mai țin minte ce țări erau pe acolo, toate. Probabil oamenii de pe acolo să și-l cumpere, că în rest, restul nu cred că am fi foarte interesant de regiunea respectivă dacă DLC-ul nu are un preț bun. Acum o să fim obligați să cumpărăm DLC-ul pentru că avem nevoie la moduri. Ai o altă bătaie de cap, că dacă nu ai DLC-ul nu o să meargă modurile. Și te cam obligă să cumpere acel DLC. Știți foarte bine că majoritatea combo-urilor de hărți necesită toate DLC-urile. O să fie destul de complicată treaba asta, băieți, o să mai discutăm și o să mai analizăm pe canal. Știți foarte bine că încerc să vă țin la curent cu toate știrile în legătură cu Eurotrack-ul. Acum uneori mi-e să mai bine, alteori mai rău. Eu încerc să le zic așa pe șleau. Nu încerc să le zic, nu știu cum, mai filozofic sau chestii genul ăsta. Dar nu, vorbim normal aici, că până la urmă toți suntem oameni. Știți foarte bine că eu nu prea tai pe episoade, nu prea, când greșesc o las așa greșeala, mă rog să nu fie greșeala din aia prea mare. Dar în rest știți foarte bine că lăsăm totul pe videoclip, pentru că din punctul meu de vedere e mai bine natural. Decât să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic și să ne prefacem că suntem perfecționiști, că suntem aș și la matematică și la română și la gramatică și la toate. Nimeni nu e as. Și am mai văzut youtuberi din ăștia care pe videoclipuri păreau... cu 13 facultăți și când le-a luat un interviu, sincer, nu prea le mai mergea gura, să zic așa. Dar nu ne mai băgăm noi în aceste conversații. Băi, mai avem 240 km până la destinație.
Deci ne-am mișcat relativ liniștit, suntem tot pe această zonă deșertică. Încă nu am ajuns la o civilizație, să zic, tot încercăm de câteva episoade să dăm și noi de civilizație, de orașe, de sate și așa mai departe. Nici măcar sate nu vedem în împrejurim. Uite acolo, mă. Uite acolo, mă, e o fabrică din asta mare, mamă, ce era să fac. Deci și calea ferată aici. Deci acolo avem un oraș, băieți, un orașel destul de mare, din câte se pare. Băieți, ce o să fie nou? Când o să apară și update-urile pentru noile mape, mă refer la Promo Zero Extension și așa mai departe, Road to Asia, bla 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 bla. O să vină, băieți, cu siguranță și... Mamă, dar ce frână mi-a pus ăsta, ia. Vai de capul meu cât mă abțin să nu înjur. Mamă, 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 mamă. Atunci, băieți, când o să venim și cu noua versiune de 1.48 împreună cu promoțul updatat, Road Extendul updatat, Road to Asia updatat, Great Step-ul adaptat, Middle East, tot să fie updatat, să fie la zi, o să venim, băieți, cu un camion și acel camion cu siguranță o să fie o Scania. Căutăm și încercăm să facem o Scania cât mai belea, pentru că vreau să avem din nou o Scania. Știți foarte bine, abonații care urmăresc această serie, că noi am avut o Scania, nu acum foarte mult timp în urmă, acum 2-3 luni ceva de genul, acea Scania roșie, vișinie, băieți. Vă rog să lăsați în comentarii cei care vă amintiți de respectiva Scania cu antene așa prin față, frumoasă, rău era Scania aia. Din păcate n-am mai reușit să o păstrăm din cauza tot așa update-urilor masive de la Eurotruck, nu a mai fost compatibilă cu jocul acea Scania, dar încercăm să readucem o Scania foarte frumoasă, băieți, pe această carieră și v-aș ruga să spuneți și voi părerea voastră în urca de comentarii dacă ați fi de acord cu mine sau nu. Voi ce camion ați vrea? Eu sincer aș vrea o Scania, dar o Scania din aia frumoasă, cum a fost aia roșie vișinie de acum câteva luni de zile. Chiar sunt curios câți din voi vă amintiți de acea Scania, băieți, pentru că mie sincer mi-a rămas în minte, pentru că a fost unul din cele mai frumoase camioane pe care le-am avut în Eurotruck de când joc Eurotruck, băieți. Chiar mi-a rămas așa întipărită în minte, o Scania foarte bună, puternică, arăta bine la interior, bine la exterior. 3 axe, dacă nu mă înșel, pe spate, arăta wow. Acum să vedem dacă o să găsim ceea ce căutăm. Că am mai încercat eu în trecut să caut și sincer nu prea am mai găsit. Mamă, dar ce nori se acolo, vine furtună mare înseamnă. Vine furtună mare, mă, băieți, la ce nori sunt în față. Noi ne-am păstrat pe versiune, adică nu ne-am păstrat, că a trebuit să dăm... Ce e aici, mă, băieți, dacă merg în față? Vreau să văd și eu ce e aici. Să merg și eu pe drumul ăsta. Că-s curios, nu de alta. Ia ce drum e. Băieți, am primit crash. S-a închis jocul, am știți foarte bine că am intrat pe acel drum din față de acolo. Și în curba respectivă am primit crash. Deci am primit crash. Deci nu vă duceți pe drumuri de acest gen, ce pot să zic. O să vi se închidă jocul. Mamă, iar, bă, dar remorca asta e culmea, mă. Ce are axă viratoare pe spate de se întoarce așa brusc? El doilea pe care îl bușesc. Ori nu mai joc eu foarte des Eurotruck și nu mai sunt obișnuit. Am jucat prea mult SnowRunner. Oare pot să-l depășesc pe ăsta? Ia să vedem. Pot. Merge. Hai, bă, accelerează, bă, camionule, bă, că uite, vine camion din fața acum. Stai, bă, puțin să mă bag și eu la loc. Da, băieți. Deci am încercat să mă duc pe acel drum și am primit mare crash. Oricum drumul ăla, uite, e și aici. Chiar nu înțeleg de ce am primit crash. Pur și simplu veneam pe el și ieșeam direct aici. Nu știu care a fost faza, sincer. Deci am primit crash-ul ăla. Voiam să încercăm și noi drumuri din astea mai secrete. Dar se pare că jocul nu prea a vrut. Nu a vrut să țină cu noi astăzi. O să ne mai băgăm noi așa pe drumuri din astea dacă mai vedem. Poate data viitoare nu mai prindem crash, poate suntem mai norocoși. Mai avem 150 km, băieți, până la destinație, ora 4 după amiaza. O să ajungem bine, oricum. GPS-ul zice că ajungem undeva la ora 6 după amiaza. Mai avem în jur de 2 ore jumătate. Acum depinde și cum este traficul, că dacă o să prindem semafoare, sensuri giratorii sau aglomerație, tot că pe aici cam greu dai de semafoare și sensuri giratorii, din câte am văzut. Din păcate, mergi mult pe drumul național, la o singură bandă. Și asta te încetinește, că în rest semafoarele, sensurile giratorii, orașele lipsesc cu desăvârșire momentan. Vine, mă, și n-am timp, mă, vine o mașină de pompieri. Of. Aveam și eu ceva viteză, puteam să depășesc liniștit. Da, asta este. Nu știu ce transportăm, mă, băieți, să vedem ce transportăm. Transportăm case, transportăm ce am apăsat, mă, băieți, mă.
A, transportăm din asta șenilată. Și n-am fost atent la ce transport, what? Credeam că e marfă din asta mai fragilă, mai ceva, dar ăsta... Cu ăsta e problemă dacă se desprinde și se duce de acolo. Faci praf mașina din spatele tău. Băieți, o să fie o adevărată nebunie cu modurile. O să trebuiască iarăși să caut toate modurile pentru versiunea curentă și așa mai departe. O să fie chiar că o mare bătaie de cap. Sper acum să reușim să ne... Să ne punem la punct cât mai repede posibil cu modurile și cu toate update-urile astea, pentru că de obicei când își dă update Eurotruck-ul e o adevărată problemă la mine. Folosim și foarte multe moduri, un combo de hărți foarte, foarte mare pe această carieră. E greu. Și nu înțeleg ăștia de la Eurotruck, e aceeași poveste pe care am mai încercat eu să o discut în trecut. De ce dau atât de des update la joc? Eu nu chiar nu înțeleg de ce nu se păstrează, nu știu, câte 5 luni de zile să dea un update și să aducă mai multe chestii, mai multe improvement-uri, mai multe îmbunătățiri, ca să zic pe românește. Și tot bag așa update-uri, că știu și că o să avem probleme iarăși cu modurile, cu mapele și așa mai departe. Oamenii mei bag update-uri. Am mai adăugat ceva, update. Am mai adăugat o roată care ia foc, update. Am mai adăugat un scârțit la remorcă, update. Mi se pare, nu știu. Adică în afară de sistemul ăla de braking, de frânare, e ok, nu poți să zici că nu e ok, e bun, dar trebuia să vină... Nu știu, au vrut să prezinte DLC-ul de la West Balkans, poate. Că în rest, sincer, ce putea să prezinte? Că mie, pe mine nu m-a impresionat absolut nimic de acolo, în afară de, să zic, DLC-ul și sistemul ăla de frânare, că într-adevăr e arată bine, e ok, adică na, nu poți să zici că nu s-a lucrat la el, chiar s-a lucrat. Dar, nu știu, am mai multe așteptări de la update-uri. Am mai multe așteptări de la update-uri, nu știu, băieți, voi cum sunteți, dar eu când văd un update vreau să mă surprindă plăcut cu multe chestii. Vreau să explorez așa update-urile, e ca la SnowRunner când apare un sezon nou. Vrei să-l explorezi, vrei să ai content acolo, nu vrei să ai o singură chestie. Da, acum na, fiecare gândind diferit probabil și de asta. Băieți, e vama în față, trecem din Kazakhstan, în Turkmenistan parcă. Ia să spuneți în rubrica de comentarii în ce țară trecem, băieți, chiar sunt curios să vedem. Dar spuneți acum că poate mai în față scrie. Deci v-aș ruga să spuneți acum repede în comentarii să vă duceți, să scrieți, să tastați repede cu degetele voastre. Nu zic că a, merge și pe aici. Credeam că pe aici nu pot să-mi verifice camionul. Deci scrieți, băieți, înainte să intrăm în țara respectivă. Unde intrăm? Uite că deja se vede steagul în față, steagul ăla verde. Deci trecem din Kazakhstan în... Cred că am spus și eu mai devreme, acum să vedem. Dar poate greșesc, poate nu e țara despre care am spus eu mai devreme. Haide, mă, verifică și mie actele astea. A luat-o cam cu întârziere. U, ce mașină mare asta, Movalia, așa zici că e din Carrefour Safe Simulator. De acolo, din Zai Samsaro. Au, ce aglomerație s-au făcut, mă, la banda aia. S-au băgat toate camioanele acolo. Noi, ca barosanii, ne-am băgat pe centru. Pe prima bandă. Stați la rând, mă, că stați la rând ca oile acolo. Vă zici că s-a schimbat culoarea, what? Ce s-a schimbat așa culoarea, băi? Sau doar mi se pare. Ia uitați steagul, băieți. Aștept în comentarii acolo să-mi spuneți în ce țară am intrat. Ia uitați steagul și aici, mare de tot. A, scris acum, mă, Turkmenistan. Bă, dar ce bun sunt la geografie. Chiar l-am căutat pe Google sau ceva, când și n-aveam ce să caut, practic. Bă, auleu! Ia uite, mă, ce-au pus nenorociți aici, mă, ca să poți să frânezi. Adică ca să poți să frânezi, ca să frânezi, să te oblige să frânezi. Uite că am luat și avarie. Mamă, 3% și 1% la remorcă. Bă, nenorociților, bă. Parcă s-a schimbat așa culoarea, băi, de când am intrat în Turkmenistan. Frumoasă țară Turkmenistanul, o să vedeți că o să fie nebunie aici. Și ăsta care se bagă în fața mea e și mai nebun. Unde te bagi, măria ta? Unde te bagi? Ia uită-l, mă. Ia uită-l, mă, dacă nu e idiot omul cu diplomă, idiot. Cum îmi dă mie avare și am... Bă, plâng, mă, în jocul ăsta, plâng în joc. Balcan, provincia Balcan. Ce ești, bă, băieți? Nu, v-am zis eu că o să urmeze niște aventuri. Mamă, ce drum avem, mă, băieți, mă. What? Ăștia în Turkmenistan n-au drumuri? N-au asfalt? Mai avem 70 de kilometri, băieți, dar cred că o să-i mergem destul de greu. Dacă e drum din ăsta. Ce drum e ăsta, mă, în Turkmenistan? Ia spuneți repede în comentarii dacă vă place în Turkmenistan și v-ați duce și voi.
Doamne ferește, uite ăsta se urcă pe... Păi și poate să vină și mașini în contrasens aici, că nu înțeleg. Putem să facem depășiri? E putut, putem, dar... E cam riscant. Doamne ferește, zici că-s pe harta aia Africii, așa mă simt. Pe Road to Africa zici că sunt aici. Am ajuns în gara Bogaz, băieți. Doar că livrarea noastră este la 60 de km de aici. O să mai avem de... Ce face, mă, ăsta, mă? Doamne, 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 doamne. Aoleu. Nu aveam ce să fac acolo, băieți, practic eu. Veneam de pe drumul ăla, aveam indicator, intram în indicator. Deci el trebuia să-mi acorde prioritate, practic, acolo să trec și după... Hai, mă, că era să-l agăt și pe ăsta. Nu, remorca asta e ciudată, rău. Deci cât de în larg am luat curba asta și tot era să-l agăți pe ăla. Mai avem 55 de km, băieți, din acest punct. Sunt curios dacă o să mai fie drumuri din astea așa interesante, extravagante. Micuț orașul ăsta, eu nu știu ce o să mă fac, băieți, pentru că n-am service. Deci eu chiar mă gândesc ce o să fac pentru că n-am service. E mare problemă. Unde o să dorm? Cum îmi caut? Cursă? De unde? Vai de capul meu ce mă așteaptă pe mine pentru data viitoare. Să fie nebunie, cred că o să stau minim o oră off-camera ca să găsesc cursă și să pregătesc cursa. Minimum o oră. Să fie complicat, băieți, vă zic sincer. O să vedem cum și de unde pornim acea cursă data viitoare. Deja am intrat în ultimii 30 de kilometri. Cred că pe aici vin mașini din contrasens și drumul e mai ok, adică e asfalt față de acolo. Acolo era ceva gen pietriș. Destul de ciudățică partea respectivă, dar interesantă. Chiar mi-aș bucura să mai fie drumuri din astea ce e aici. Nisip. Aici în stânga ce e? Un râu? Aici e marea. Ce e aici, mă, băieți, mă? Ocean, mare, lac. Ce e pe aici? Că nu-mi dau seama pe unde. Să m-am pierdut în spațiu. Hai că ocean dacă e. Hai că ocean dacă e. Bă, dar ne-am mișcat bine pe aici. Vezi că n-am avut mașini în față și chiar ne-am mișcat bine. Deci eu am intrat în ultimii 15 km. Cam aglomerată zona. Cam foarte aglomerată zona. Și uitați acolo în față unde se vede acea clădire. Probabil o să trebuiască noi să livrăm. Deja se vede stegulețul și mai avem 10 km până la destinație. Începe numărătoarea inversă. 9, 8, 7, 6... Uite, mă, a făcut 61.000 ăla. Ce f... Bă, unde m-am băgat, mă? Unde m-am băgat, mă? Fo, și nici idiotul ăsta n-a putut să oprească și el puțin să mă bag. Eu am crezut că e mașina în fața mea, nu că vine din contrasens. Bă, dar e jale, mă, e jale cu remorca asta, vă zic sincer. Vine prea direct, pur și simplu, se duce prea direct, nu vine după mine, nu mă urmează. Foarte ciudată remorca asta. Uai de capul meu, dar ce s-a negrit cerul. Cred că vine dita mai ploaie, băi, vine furtuna aici. Și vă zic sincer, uitați cum s-a negrit cerul deodată. Și nu se mai vede soarele aproape. Cursă excelentă, băieți, și v-am zis data viitoare o să fie nebunie. Nu știu cum și de unde o să plecăm. Ori din Gara Bogaz, ori coborâm până în Turkmenbashi și încercăm să luăm cursă din Turkmenbashi. Dacă încercăm noi să ne dăm... Ultima chestie vreau să încerc pe acest episod, să-mi dau F7 și să văd unde m-ar putea trimite, la ce service. Mă trimite la Balkanabat. Mamă, 10 ore fac până acolo. Dar unde e asta Balkanabatul ăsta? Balkanabat, mamă, tocmai aici e servisul. Vai de capul meu, n-avem cum să mergem până acolo, băieți. Problemă mare o să fie, nu știu cum o să ne vedem noi data viitoare, băieți. Dar nu uitați de un like dacă vă place această serie și vreți să o continuăm. Aveți grijă de voi și numai bine. Pa, pa. Eu rămân, că vine furtuna, băieți. Eu rămân aici pe poziții. Vedem data viitoare, băieți. Pa, pa.